Sărămâna, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zooclub. Încercăm și în această emisiune, ca și de altfel toate emisiunile, să vă prezentăm informații extrem de interesante, adaptate de ultima oră, despre lumea chinologică din Craiova, din Oltenia, din România și, de ce nu, din lumea internațională. Încercăm să vă prezentăm informații despre evenimentele care vor urma în Craiova chinologică și, bineînțeles, atenția este îndreptată spre expozițiile canine care vor avea loc la Craiova în ultimul weekend, sfârșit de octombrie, început de noiembrie. Mai multe informații le veți primi de la invitatul meu, care va veni în prima parte a emisiunii, arbitru Alin Dumitrescu, vicepreședintele Asociației Chinologice Oltenia. Aline, bine ai revenit la emisiune. Mă bucur să fiu alături de tine, alături de spectatorii emisiunii tale. Bineînțeles că vreau să vorbim, este foarte interesant această lume chinologică în care eu sunt foarte implicat. Este foarte important să, ca publicul larg să știe ce înseamnă o expoziție canină, ce înseamnă un concurs canin. Corect. Pentru că și aici e puțin un termen puțin ciudat. Spun asta pentru că la ultima expoziție la care am fost, oamenii care pur și simplu veneau să vadă un câine nu știau dacă este doar o expoziție cu exponate, adică doar să vadă. Sau un concurs. Iar în speță expozițiile canine, deși se numesc expozițiile, sunt concursuri, adică câinii concurează pentru titluri și calificative. Este un sistem piramidal în care cel mai bun va câștiga. Expozițiile canine se desfășoară în România pe toată perioada primăverii, verii și câteva spre iarnă, a noastră de la Craiova fiind ultima, cea care încheie sezonul competițional. Este o expoziție indoor, adică în sală. Această expoziția de la Craiova, care se numește Oltenia Dog Show, este pe 31 octombrie și 1 noiembrie. Se va desfășura în centrul multifuncțional de la fostul Târg Dunărea, ca oamenii să știe. Deci acea cupolă frumoasă din Romanești. Este un mega luxos, elegant și nou, după toate standardele europene, centru expozițional. Totul este mochetă, totul este nichel și scă și lifturi foarte frumoase. Deci acest centru expozițional este o mare laudă, consider, pentru Craiova, pentru Oltenia. Noi am primit permisiunea prin primăria Craiova să organizăm expozițiile noastre anuale în acest centru expozițional. Expoziția la Craiova este ultima din calendarul chinologic. Este un... Se dorește încheierea campionatului expozițional cu o expoziție indoor, adică în sală, pentru că aceste expoziții sunt puțin mai greu de susținut financiar. Sala este mai costisitoare. Corect. Este multă mochetă, trebuie protejată. Hai să o luăm puțin cu istoric. Așa. Tu ai spus finalitatea despre expozițiile canine, fie ele pe stadioane sau indoor. Hai să o luăm puțin cu... Facem un arc peste timp. Ce înseamnă expozițiile canine? La ce se așteaptă cei care sunt parte integrantă, concurenți, arbitri, organizatori? La ce trebuie să se aștepte publicul, chinolog și nechinolog? Și în ultimul rând, detalii de arbitraj, fiind în domeniul expozițional de frumusețe, pentru ca toată lumea să înțeleagă, măcar să le facem așa o cultură chinologică până ajunge acolo, de ce sunt ringuri diferite, de ce masculii cu femele separate, de ce pe vârste separate și... La început, dacă nu ești informat, este o nebuloasă. Deci te uiți ca la film. Da, cred că... Ușor, ușor, că parcurgi mai mulți pași. Cred că cel mai simplu ar fi să împart puțin în categorii pe cei implicați în aceste expoziții, care pot să-i numesc participanți, organizatori. O altă categorie este grupul de arbitri, da? Cei care sunt specialiștii raselor, cei care vin să arbitreze, și vizitatorii și pasionații sau noi doritori de a învăța despre această lume chinologică. Corect. În primul rând vreau să, ca și introducere, vreau să spun că Asociația Chinologică Română, care este forul național, este are ca și membrii Asociații Chinologice Teritoriale, cluburi de rasă, atât de utilitare cât și specifice pentru fiecare rasă canină sau grupe. Aceste asociații sau cluburi de rasă utilitare au dreptul să organizeze diferite expoziții pe baza unor cereri.
la Craiova se organizează în fiecare an această expoziție. Cei care sunt organizatorii suntem noi, adică Asociația Chinologică Oltenia. Este puțin în detaliu, nu aș vrea să intru, dar noi suntem organizatorii, noi trebuie să punem totul la punct ca să fie foarte frumos ceea ce dumneavoastră o să vedeți. Nu spun decât dumneavoastră, spectatorii, iubitorii, participanții sau arbitrii. Eu vorbesc de toată lumea care vine să privească imaginea. Corect, care deci dorește ce, să ajungă ce acolo. Am văzut acolo? Dacă am văzut un minut din această imagine, să fie foarte frumoasă. Noi trebuie să organizăm aceste două zile aproape perfect pentru toată lumea, nu doar pentru iubitorii chinologiei și sportului chinologic, dar și pentru cei care doar vor să vadă un câine. Vreau să spun că în acest an avem un ca în fiecare an am avut o participare foarte mare, 5-6 țări participante, dintre care majoritatea, bineînțeles, vecinii noștri, dar câini de foarte mare valoare, foarte mulți campioni. Asta vreau să spun că este o încununare a organizării noastre în timp a acestei expoziții a Oltenia Dog Show. Oamenii au fost mulțumiți, participanții au fost mulțumiți, handlerii au fost mulțumiți de toate condițiile oferite de noi. În același timp, cei care au dorit să vină din oraș să vadă un câine au avut toate condițiile, fiind indoor, înăuntru, normal, nu vânt, nu ploaie, nu nimic. Indiferent de vreme, ei pot să vină acolo. Multe expoziții se țin afară, pe stadioane, pe baze sportive, care sunt, poate plouă, poate... Exact, în condiții vitrege. Noi avem toate condițiile, atât pentru câini, pentru handler, pentru oameni, pentru toată lumea. Corpul de arbitri anul acesta este format din 6 arbitri, dintre care aproape toți sunt arbitri pentru mai multe rase, arbitri specialiști, și este foarte important ca acești arbitri să fie foarte buni și renumiți, pentru că arbitrii atrag o concurență bună. Corect. Arbitrii și cunoștințele arbitrilor atrag participanții, pentru că în expozițiile canine... Și nivelul crește. Corect. În expozițiile canine, cei care doresc să se înscrie la expoziții au toate informațiile anterior, atât arbitrii, ringuri, tot ce este organizare tehnice, da. Pentru a hotărâ dacă se înscriu în aceste expoziții, a noastră sau a diferitelor orașe unde se organizează, și numărul concurenților hotărăște nivelul expoziției, care ideal ar fi ca numărul concurenților să crească în fiecare an, ca nivelul expoziției să fie din ce în ce mai mare. Vreau să spun că aceste expoziții, o să mă repet, am mai spus în niște emisiuni ale tale anterioare, despre ce se întâmplă, mai întreba puțin cum se desfășoară. Ia-o de la grădiniță, că da. Tu deja te-ai aruncat la facultate. Ce înseamnă expoziție? Vine o persoană care are un de ora să ce vrei tu, chihuahua, da? Da. Un pechinez, San Bernard. În primul rând, și nu știe, mă duc, nu mă duc, sunt primit, nu sunt primit, de la ce vârstă și așa mai departe. Hai să luăm cu începutul. Da. Am un cățel. Sigur. Când mă duc la expoziții, cum se împart, cum se clasele și așa mai departe. Exact. În expoziții internaționale, cum sunt la Craiova, Federația Chinologică Internațională, forul internațional, da, care este cel mai puternic for mondial pentru câinii de rasă, îi impune ca în expoziții internaționale toți câinii care participă să aibă certificat de origine, adică să dovedească că aparțin unei rase pe baza unui arbore genealogic scris. Acel pedigree despre care mulți vorbesc. Este singurul act care poate să dovedească că câinii dumneavoastră aparține unei rase. Corect. În expozițiile naționale pot să participe și câini care nu au acest act, doar pe baza fenotipului, pe baza aspectului exterior, putem să hotărâm dacă este sau Corect. Nu o rasă. Deci în aceste expoziții toți câinii trebuie să aibă un certificat de origine, de proveniență ale rasei pe care îi aparține. Acum fiecare proprietar, după ce află informațiile detaliate ale expoziției, hotărăște dacă să se înscrie. Trebuie să plătească o taxă de înscriere, trebuie să trimite informațiile atât proprietarului cât și cele din actul câinelui de origine, îl trimite nouă, noi înscriem acești câini într-un catalog online, expozițional. Online, prin poștă, vine direct. Se pot înscrie orice atât formă. Online, prin poștă, online, avem un program foarte bun, prin poștă, la sediul Asociației Chinologice, avem deci, nevoie de un scriere, orice variantă, da, scrisă. Se poate, e posibil. Deci mai puțin verbal. În rest, se poate înscrie, este foarte important ca un câine să se înscrie înainte, cu două săptămâni, cel puțin, pentru că noi încheiem înscrierile, Federația Chinologică ne impune redactarea unui catalog expozițional. Acest catalog trebuie tipărit la o tipografie, pentru că numai câinii din acest catalog vor fi arbitrați în ring. Ajungem la arbitraj. Ai întrebat chiar mai devreme, să dau detalii.
Câinii se, aceste expoziții despre care vorbim sunt doar expoziții de frumusețe. Corect. Adică pentru aspectul exterior al câinelui este un arbitraj anatomic, este un arbitraj de gen mis. Îmi place să spun asta pentru că nu, în aceste expoziții contează foarte mult aspectul exterior, nu atât de mult inteligența. În aceste expoziții contează caracterul mai mult al câinelui, temperamentul ne interesează, să nu fie câini agresivi, fricoși, să aibă un minim de educație, să nu meargă fie bonaf, într-un ring, să nu fie... adică să meargă într-un cum se numește, un mic țar cu un ring. Le spune ring, ring ca să obișnuiască și cu vocabularul și da? Cu ideea. Trebuie prezentat, trebuie să arbitru să observe atât mișcarea câinelui, cât și poziția statică, dentiția, dacă este corect anatomic. Arbitru arbitrează rasele canine pe baza unui standard omologat și aprobat de către Federația Kinologică Internațională. Fiecare rasă are un standard. Acest standard este o descriere a câinelui perfect din fiecare rasă, detaliat, cu fiecare zonă corporală, în mici detalii, începând de la pigmentația nasului până la vârful cozii, ce culoare să aibă și roba și tot. Arbitrii cunosc foarte bine aceste standarde, arbitrează exemplarele canine comparând fiecare câine cu acest standard pentru a oferi calificative. Toți câinii primesc calificative. Pot să primească toți câinii aceeași calificativ. Calificativele nu se atribuie în sistem comparativ, deci, sau concurențial. Toți câinii primesc calificative. Dar cei mai buni din fiecare clasă, pentru că o să ajung peste 3 secunde, 3 minute și la această clasă, cei care câștigă clasele concurează pentru a continua nivelul piramidal al expoziției. Corect. Fiecare rasă, câinii de rasă în astfel de expoziții de frumusețe se arbitrează în primul și în primul rând pe criterii de vârstă. Este foarte important. Vârstă și două sex. Lucruri. Vârstă și sex. Corect. Dar în primul rând spun vârstă pentru că evoluția un exemplar canin corespunzătoare rasei care aparține este foarte diferită. Corect. Nu putem să comparăm un chihuahua de 3 luni cu un dog german de 3 luni. Evoluția este total diferită, inclusiv ce să spun, schimbarea dinților la chihuahua fiind cum de altfel nu poți să compari un chihuahua de 3 luni cu unul de 13 luni. Da, deci în primul rând câinii cu pedigree și în expoziție frumusețe se abitează pe criterii de sex și de vârstă. Vârstele sunt automat stabilite de către federație, prin baza unui regulament, este clasa baby, da? 3-6 luni, clasa pui 6-9 luni și nu are o să intru în detalii, sunt pe clase. Și automat, fiecare clasă, mai întâi se abilează masculii, în toate clasele, pe baza, ajungând până la veterani, clasa deschisă, câini adulți, clasa muncă, clasa veterani, pentru un sex. Se merge și cu celălalt sex, după care între cei mai buni ai fiecărui sex, da, se ajunge la best of breed, cel mai bun al rasei. Cel mai bun al rasei din fiecare rasă concurează pentru cel mai bun al grupei, 10 grupe în Federația Kinologică Internațională, 10 câini câștigători ai grupei vor continua sistemul piramidal și vor ajunge la best in show, cel mai bun al expoziției. Nu, cel mai frumos. Cel mai frumos, cel mai bun, cel mai. Este foarte important. Mă feresc să zic cel mai bun, că este foarte subiectiv. Important să se știe că aceste expoziții, pentru că foarte mult, când este un concurs, cei care câștigă sunt fericiți și bucuroși, cei care nu câștigă sunt supărați și triști. Aceste expoziții canine sunt abitate de către oameni, nu de către aparate, nu de către roboți, nu s-a făcut un șablon, nu există așa ceva, decât specialiști care în spatele nenumăratelor examene în fața altor specialiști, atât scrise, orale și se hotărăște că în fiecare țară Asociația Kinologică Națională hotărăște arbitrii lor naționali care pot să ajungă pe baza experienței în timp arbitrii internaționali. Dar acești arbitrii sunt în general crescători, sunt în general oameni din kinologie, oameni ai kinologiei care cunosc în detaliu foarte multe rase canine și acești oameni automat sunt oameni care pot să spună lucruri bune și pot să spună lucruri deci rele. Pot greși. Dar aici vreau să ajung la partea că cel care își înscrie un câine într-o expoziție trebuie să știe foarte clar că ascultă părerea unui specialist, dar care și el este om.
Pentru că aici trebuie să arbitru va departaja, arbitru va face ce consideră el pe baza informațiilor și experienței pe care o are și va ajunge undeva la ca câinele, chiar îl numește așa, în discuția ulterioară din spatele culiselor, spune câștigătorul meu. Nu a fost câinele lui, dar este câștigătorul lui de la iasă. El a desemnat câștigătorul. El spune, la sfârșit, dacă vede în, la grupă, spune, uite, el a fost BOB-ul meu. Adică el a fost cel mai bun câine al meu. Eu am hotărât astăzi, a fost al meu. Da. Eu i-am dat lui. Voi, tu poți să dai altuia. Sau când vede într-o altă expoziție un câine, un câștigător a unei alte expoziții de acum un an de zile, spune, uite, el a fost unul dintre best in show-urile mele ale acestui an, arbitrând în foarte multe expoziții. Adică acel arbitraj este al acelui arbitru, este părerea lui în momentul respectiv și toți cei care participă trebuie să știe că merg acolo să afle părerea unui specialist. Astfel de asta în regulamentul internațional al arbitrilor cuinologi nu se poate contesta părerea acestui om. Deci arbitrii nu pot să fie contestați în decizii. Se pot contesta, că toți spun, sunt supărat. Nu știu, câinele celălalt a câștigat și al meu era mai frumos. Astfel de atitudini de sunt ok să spun, dar nu sunt umane. Nu se poate face nimic corect. Oficial. De ce? Pentru că cel care vine la o astfel de expoziție trebuie să știe că merge acolo, plătește acolo și a știut de când și a făcut înscrierea câinului că va asculta părerea lui Liviu Ionescu. Da, și aici a revenit. Și nu poate să o conteste. Corect. Asta a fost părerea lui Liviu Ionescu. Da, noi traducere, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine, zic eu, ca o alternativă de explicație, și lingvistică, dar și ca idee să o memorezi mai bine, în vocabularul kinologic internațional se spune judecător. Exact. Noi spunem arbitru. Da, este foarte corect. Persoana respectivă și-a adjudecat, da? a decis. El a decis. Da. În decizia a istos, da. Nu poate fi contestată. Nu, pentru că noi numim am dat un termen greșit, arbitru kinolog. Nu este judecător. Așa a preluat și se continuă. În lumea întreagă se numește judge, adică exact. Arbitru. Adică judecător, mă scuzați. Da. Judecător este cel care judecă în acel moment câinii corect. Conform anatomiei. Este decizia lui, a hotărât-o și nu se poate contesta. Nu poți să o contești pentru că tu ai știut când ai venit la expoziție că acel om va arbitra câinele tău, rasa ta și ai venit să asculți părerea lui. Corect. Bună sau rea. Orice participant, mai mult decât o asculți, o și respecti. Da, așa este normal, este un fair play. Adică atât timp cât eu am venit să aud părerea lui Alin Dumitrescu, dacă îmi place sau nu-mi place, a fost hotărârea mea. Eu am știut că el vine să arbitreze, de asta de foarte multe ori. Cei mai mulți participanți, acum intru puțin în micile detalii, dar cei mai mulți participanți stau și studiază. Văd informațiile mele ca organizator. Corect. Despre fiecare arbitru, el află treaba asta, arbitrează Alin Dumitrescu, American Staffer și Retailer. Ia să întreb crescătorii, să întreb prietenii, să întreb lumea kinologică cam cât cunoaște la American Staffer. Corect. Dacă informațiile venite înapoi, da, sunt ok. Deci asta lumea este foarte lumea e decizia scrie, lor. Adică da. În momentul în care un arbitru are foarte multe foarte mulți câini la o rasă, toată lumea va înțelege că acel arbitru este un arbitru bun. Uite, în expoziția respectivă au fost decât 12 dobermani. Pentru ce au fost decât 12, că de obicei sunt 40 și la nu știu cine au fost 60. Bă, dacă au fost 60 la respectiv, înseamnă că știe bine asta. Pentru că oamenii, acum este foarte liber, de toată informația se obține ușor. Corect. Aflăm ce vrem acum și același lucru se întâmplă și în lumea kinologică. Omul vine după arbitru. Expozițiile canine și nivelul calitativ al câinilor participanți în astfel de expoziții are legătură cu arbitrii, cu grupul de arbitrii. Corect. Dacă grupul de arbitrii aduși de organizator este foarte bun, acei arbitrii, fiecare în parte, pentru rasele care arbitrează, aduce concurenți. Pentru că oamenii vor plăti o sumă de bani pentru a afla părea lui X, pentru că au aflat și ei de la prietenii crescători că este un expert. Corect. Și ceea ce el vede, vede bine. Și cunoaște foarte bine asta. Și atunci zici, dar de ce la expoziția, nu știu care, au fost 600 de câini și la cealaltă 200? Pentru că grupul de arbitri de acolo a fost foarte bun. Acești arbitri, bineînțeles, sunt plătiți
sunt enumerați pentru tot ceea ce fac, este pe, normal. Îi prestează un serviciu până la urmă, e prestează logic. Un serviciu, este, sunt tratați de organizatori așa cum trebuie, sunt preluați, sunt duși peste tot, deci se pare normal. Alina, eu te întrerup puțin, prima parte a emisiunii noastre s-a întrerupt, se va întrerupe pentru publicitate, noi revenim și vom continua acest subiect extrem de interesant despre expozițiile canine. Așadar, haideți să vedem publicitate și după aceea revenim cu invitatul meu, arbitru Alin Dumitrescu. Salutare, sunt Anda Simion și vă aștept în fiecare sâmbătă seara, începând cu ora 20, la o ceașcă de Thai Fast. Așadar, intrăm în a doua parte a emisiunii noastre și continuăm subiectul despre expozițiile canine de frumusețe cu arbitrul internațional Alin Dumitrescu. Alin, menționai tu despre justeția, subiectivismul, este uman totul să și greșești, decizia unui arbitru este incontestabil, este un judecător până la urmă. Haideți să intrăm puțin așa în detaliile celor care nu se pricep. Da? Hai să discutăm și să ne adresăm în primul rând, să le dăm niște sfaturi, niște recomandări celor care ori sunt la început de drum, ori acum vor să intre în lumea kinologică. Ce ar trebui să vadă la o expoziție? Ce ar trebui să pregătească? Cum ar trebui să se pregătească? Pe care sursă să o utilizeze înainte de a-și lua un câine? Sau dacă și-a luat un câine, ce să facem? Sigur, e foarte interesant subiectul pe care tocmai l-ai început. O să încep, o să mă duc într-o direcție care poate pe medicii veterinari o să-i deranjeze. Dar este foarte real. Adică? Pentru că foarte mulți noi doritori a unui câine de rasă și cred că 99% din populația României, 99% consideră că medicii veterinari sunt singuri abilitați să facă recomandări pentru că au o diplomă. Eu sunt de acord că medicii veterinari au o diplomă emisă de către un minister, de către pentru a trata animale. De medicii veterinari tratează animale, dar nu studiază kinologie. Adică, kinologia înseamnă cunoașterea câinelui, în care există o ramură despre sănătate, da? Care se referă la patologie. Dar sănătatea pe care o studiază în detaliu medicii veterinari n-au nicio legătură cu kinologia kinotehnică pe care o facem noi, arbitrii kinologi, prin organizațiile noastre, care noi studiem în detaliu rasele canine, proveniența lor, istoricul, cum s-au creat, utilitate, tipologie, rezultatele tendințe lor. Ale standardului. Exact. Deci un medic veterinar, de rase sau un nu? Medic veterinar este foarte abilitat să trateze canis familiaris ca și specie, câinele. Deci toate tratamentele necesare unui câine dânsul poate să-l facă. De ce este foarte folositor dacă un medic veterinar studiază și kinologie este că există boli specifice raselor canine. Deci nu putem să tratăm câinele ca pe câinele,
doar pe, ca pe un câine, cum să zicem, vaca, deși vaca, sunt convins că sunt multe rase ale de vaci care și acolo sunt boli specifice raselor. Medicii veterinari, deși nu studiază chinologie în facultate, chinotehnie mai bine spus, de foarte multe ori am avut chiar această discuție în cadrul adunării generale a Asociației Chinologice Române, că la un moment dat cineva s-a ridicat, domnule, este incorrect ca în carnetele de sănătate care sunt eliberate de către medicii veterinari să se treacă rasa. Acolo este, pentru că dânsii le eliberează, atât carnetele de sănătate cât și pașapoarte internaționale, nu trebuie trecută rasa, pentru că un câine de rasă este doar cel care dovedește printr-un arbore genealogic. Exemplul pe care eu îl dau mereu și mi se pare foarte locvent pentru toată lumea este privindu-mă pe mine. Dacă eu așa sunt subțirel, cu ochii albaștri și mai blonduț așa, acum poate nu mai sunt chiar de blond, dar dacă mă vezi într-un bar în Stockholm, fără să spun nimic, poți să spui că sunt suedez. Cobor mai jos încă câteva sute de kilometri în Danemarca, într-un parc, poți să spui că sunt danez. Cobor spre Germania, într-un alt pub, sunt neamț. Dacă mă oprește poliția și spune cine ești tu, eu scot o hârtie din buzunar și spun, numele meu este Alin Dumitrescu, tata este Nicolae, mama este Elena și sunt român. Dacă aș fi spus doar că sunt român, să mor eu, mă scuzați pentru expoziție, dar chiar așa e. Dacă nu ai o hârtie care să dovedești proveniența, locul nașterii, părinții, nu avem de unde să știm doar după aspectul tău exterior sau ce zice proprietarul. Același lucru este și cu câinii de rasă. Atâta timp cât tu nu poți să dovedești printr-un certificat de origine părinții, bunicii, străbunicii, cel puțin primele două genealogii, da? Părinții și bunicii. Nu avem de unde să știm dacă un câine, pe baza unui aspect fenotipic, aparține unei rase. Pentru că este posibil ca un câine comunitar, pe care eu iubesc, se împerechează cu un rottweiler, iar unul dintre pui, pentru că s-a dovedit, datorită consanguinității și datorită puterii genetice, un câine dintr-o rasă își transmite mai puternic genele în fața unui câine al străzii, dar un câine comunitar. Și atunci, foarte mulți din pui se vor duce către câine de rasă, dar poate unul seamănă 80% cu tatăl. Și atunci tu când îl vezi, zici, bă, da, ăsta e rottweiler, deși mama a fost câine al străzii. Ai un act care să dovedești că tata este Nicolae, mama Elena? Nu. Ai una care să dovedești că ambii părinți au fost rottweiler și bunicii rottweiler ca să putem numi acest câine de rasă pură. Asta Corect. Este pur. Pură, dar și la cai, la cai, aceeași pedigrie, pur sânge, da? Da. Sânge pur. Poți să-mi dovedești că acest câine este sânge pur din rasa respectivă, ca să spunem că e de rasa respectivă. Logic. Nu putem să, dacă nu putem să ne dovedești, suntem sceptici și putem să spunem că vă seamănă ai rottweiler. Dar nu, dacă n-ai o hârtie care să-mi dovedești, nu cred că e de rasă pură. E, mă întorc la medicii veterinari, doar acest certificat de origine a arborului genealogic scris, îl numesc scris pentru că există și cunoscut. Eu știu cine sunt părinții și bunicii. Eu, de exemplu, la artit american știu ușor, doar din memorie, 4-5 generații. Și pot să spun, nu, dacă nu există un act doveditor, ștampilat, o serie, deci o genealogie cunoscută și scrisă într-un certificat de origine, un câine doar seamănă rasa respectivă. Atât. Dar nu este și nu aparține a acelei rase. Iar mântuirea medicii veterinari este că foarte mulți vin la mine și spun, așa a zis medicul veterinar. Eu ca și arbitru chinolog, eu ca și chinotehnist, eu ca și cunoscător al chinologiei, pot să spun că nu aș spune despre un câine că aparține unei rase dacă nu dovedește prin acest act. Pot să spun că seamănă. Numai că nu pot să trec într-un document pe care omul îl consideră foarte important pentru câinele lui, adică acel carnet de sănătate. Da, acel carnet de sănătate e document important. Este foarte important. Și atunci omul, dacă eu îi spun, dar din câte cunosc eu, știți, nu prea seamănă a rottweiler. Automat replica lui este, așa a spus medicul veterinar. Medicul veterinar, prin acel carnet de sănătate, ce este carnetul de sănătate? Este un carnet oficial, acum prin pașapoarte, înainte carnetul nu e atât de oficial. Sau carnetul, dar pentru acum pașapoartele sunt seriate. Exact, registra la Rex. Este un carnet. Corect. Prin care se
notează și se ține o evidență a sănătății unui animal. Corect. Acolo trebuie trecută specia. Domnul doctor a tratat un câine de 5 ani care se numește Max. Dar nu poate domnul doctor să treacă acolo că Max este Rottweiler. Sau că este Doberman. Specie canină și nu, nu, este câine. O pisică, un canar, pentru că, dar nici nu interesează mai mult pe domnul doctor. Dacă vrea omul să afle de rase, de câini, trebuie să meargă la niște foruri de abilitate. Cum sunt expoziții, cum sunt asociații chinologice, da, cluburile specifice bine, de rase. Expozițiile canine. Care să afle... Expozițiile canine. Da. Deci, noi, cunoscători în chinologie, cei acreditați, eu sunt acreditat ca și arbitru chinolog, dar sunt mulți crescători care și sunt acreditați ca și crescători prin obținerea unui afix de crescători de la Federația Chinologică Internațională. Omul ăla este acreditat să crească câini. Corect. Deci omul ăla crește câini și are informații chinologice. Există și doctori veterinari care sunt crescători. Există și doctori veterinari care sunt și arbitrii. Dar știți cât sunt? 5%. Iar de ce spun asta? Este foarte important. Este foarte important. Cred că mai puțin de 5%, dacă fac eu așa o repede o... Da, eu zic că este foarte important ca omul să știe că doctorii tratează animale. Doctorii veterinari tratează animale. Și eu... Nu este un chinotehnist. Le aduc toată mulțumirea pentru că și pe mine mă ajută foarte mult, dar doctorul veterinar este cel care tratează. Doctorul veterinar nu este cel abilitat să stabilească... Să stabilească rase. Exact. Aceste rasele se stabilesc doar în urma transmiterii unui arbore genealogic. Doi părinți cu un arbore genealogic cunoscut pot să transmită puilor. Dacă părinții n-au avut acest arbore genealogic cunoscut, pedigree, da? Nu poate nici puiul să aibă, pentru că dacă eu n-am știut cine este mama, pe cine trec ca mamă? Deci știu decât tatăl cine e. Mama cine? Nu știu. Deci nu poți să continui. Și aici intrăm în detaliile tehnice pedigree. De aici ne intrăm. Și aici ce, unde vreau, în ce unghi vreau să mă duc? Se vând câini. Se vând câini peste tot, pe net, în piețe, la pet shop-uri și scrie o rasă. Lasă-mă că și acolo am scrie o rasă, acolo e trecută o rasă. Dar orice om, ca și cum eu mă ajunge să cumpăr un BMW și are o stemă de BMW, pentru că seamănă la ochi, are Rottweiler, are stemă de BMW, dar eu dacă nu mă pricep, îți cer, dă-mi și mie un act doveditor că ăsta este BMW, eu nu știu nimic la mașini. Dacă ești foarte bun și ești un excroc așa, și ai o versat și ai o experiență, și ai o experiență poți să mă convingi. Corect. Că ăla e o Dacie prăpădită, dar poți să mă convingi că e BMW și eu plec acasă cu BMW-ul fericit, după care încep să cunosc pe cei care chiar se pricep la BMW și toți o să râdă de mine. Numai că eu am dat 10 milioane, 200, 300, 500 de euro pe acel câine care nu aparține. A venit chiar de curând o doamnă la mine care a cumpărat de la acești excroci, pentru că unii numesc samsari, dar nu, că samsari ar fi ceva care o persoană care cumpără dintr-o parte, își pune un adaos și vinde în cealaltă parte, în cam asta este cei care se numesc samsari. E, nu, așa sunt excroci, pentru că încearcă să vândă oamenilor un câine ca, pretinzând că aparține unei rase și nu seamănă deloc. Corect. Deci câinele se transformă în ceva ceea ce... Eu am o vorbă pentru cei care... iubesc animalele și care își doresc un câine. Și puiul de drac e frumos când e mic. Când îl vezi așa mic, vai, ce drăguț e. Un câine negru când e mic, poți să spui că cel puțin 15 rase le găsesc ușor. Da. E mic și negru. Și îl găsești 15 rase și dacă studiezi puțin chinologie, dacă citești puțin și revin. Populația României cred că nu sunt 5% care să cunoască chinologie. Atunci este un domeniu în care poate să fie ușor păcăliți. Corect. Văd o poză a unui pomeranian, tocmai am vorbit mai devreme în pauză, văd o poză a unui pomeranian și caută pe net. Cel mai repede apar anunțurile acestor excroci. Vindem pomeranien din mega părinți, cei mai tari, vi-i aducem în 3 zile. Ce fac ei? Doar să îi ceresc cățelul, el vă cere o parte din bani. Dumneavoastră trimiteți, pentru că vă trimit 7000 de poze furate de pe net și vă aduc un cățel. Profită exact de această slăbiciune, pentru că toți cei care își doresc un cățel iubesc foarte mult animalele și când îl văd mic, vai ce drăgălașe. Doresc să-l aibă. Îi aduce o corcitură, dacă este, adică eu numesc corcitură metisarea a niște câini de rasă. Corect. Adică o metisare a unor câini de rasă și spune că este pomeranian. Cum mâine ar fi spus că e altă rasă,
este plătit integral, omul ia acasă cățelul, începe să crească, vede că nu seamănă, dar în aceeași perioadă în care câinele crește, se și atașează afectiv de acest animal. Clar. Și nu poate să mai dea. Ok, n-a ieșit pomerania, n-a ieșit ca naiba. Nu, asta este, nu seamănă ce am vrut să cumpăr, am dat-o foarte mulți bani pe el. Află până la urmă că s-a păcălit, nu poate să mai dea și pe acest lucru se bazează excrocii care vând. Lasă că o să vadă mai târziu, s-a atașat de el, nu mai contează. Dar mai sunt unii care caută. Așa cum a venit la mine o doamnă și spune, m-a păcălit. Le dau hâtii false, le dau acte false, sunt excroci. Ce fac? Și am spus, păi l-ați sunat, nu mai răspunde, nu pot să-l mai găsesc. Puteți să mergeți la poliție, să faceți o plângere, să dați detalii în ce s-a întâmplat. Pentru că dumneavoastră ați cerut mere, nu știați cum arată merele, nici n-ați studiat cum arată un măr și v-a vândut semințe. Semințe de floarea soarelui, adică ceva total opus. V-a convins că așa arată merele și dumneavoastră ați luat un pumn de semințe. Corect. Acum ați aflat cum arată merele, ați fost excrocată, deci clar, ați dat o sumă de bani care semințele făceau nimic, merele de 20 de ori mai mult și acum puteți să apelați la poliție. Numai că aici ar trebui să intervină asociațiile chinologice, adică da, poate și marea mea problemă este că aceste asociații chinologice care sunt alcătuite din pasionați, din iubitori, sunt ONG-uri non-profit, noi nu avem venituri din aceste asociații, suntem doar iubitori care ne întâlnim acolo și încercăm să creăm ceva frumos în lumea chinologică, aceste asociații nu prea sunt promovate și omul nu știe unde să găsească sau unde să obțină astfel de informații, nu știe unde să întrebe, pentru că aceste asociații încă există una pe fiecare județ sau chiar două în fiecare județ, sunt aproximativ 60 de asociații și cluburi utilitare sau de grupă sau de rasă, dar în fiecare asociație există cel puțin conducerea care sunt specialiști. Da. Și pot să ofere informații. Oamenii nu știu unde să caute informațiile și de asta am început și poate am supărat câțiva medici veterinari și am spus că merg la medici pentru că n-au de unde să obțină aceste informații. Dar dacă intră puțin pe net și ar căuta asociație chinologică sau clubul rasei, poți să obțină aceste informații. Corect. Este ușor dacă uităm de ideea de caniță, pentru că acești excroci trec imediat. Caniță vinde, caniță face. Canița este o locație unde se pot crește câini, atât de rasă, cât și fără rasă, cât corect, și orice. Corect. Cei care cresc pisici au felise. Deci, canisa este locație, adăpost, puteți să-l numiți cum vreți, unde se află câini. Ceea ce avem noi crescători, obținuți printr-o federație chinologică internațională, prin o atestare, se numește afix de crescători. Adică exact. Este ca o societate. E ca o societate înregistrată undeva, unde se urmărește o evoluție pe baza exemplarilor pe care le produci. Nu există două cu același nume. Nu există două cu același nume. Deci cei care sunt crescători sunt atestați prin acest afix de crescători. Acum, oamenii care sunt interesați trebuie să caute asociația chinologică din județul unde se află fiecare și corect, pot să caute acolo un număr de telefon, o persoană de contact și să-i spună ce dorește. Există, de exemplu, eu nu sunt adeptul că nu poți să vinzi ceva. Nu, poți să vinzi și un lucru, adică nu neapărat putem să vină doar pe Mona Lisa, care este nu știu câte milioane de euro, da? Putem să vină și o replică, dar acea replică să coste are un milion. Prețul ei. Exact. Exact. Adică putem să vindem în diferite locuri special amenajate sau pe net sau pe într-o informație câini sau orice animal sau orice obiect, dar să dăm informația reală. Corect. Mama este pichinez, tatăl este azorel din fața blocului. I-am făcut vaccin, l-am deparazitat, vreau 100 de lei pe el. Sau nu contează, vreau 100 de lei. Poate să vrea și 50 de milioane, dar să spună ce vinde, ca omul să deci dea seama dacă merele ăștia mici fac 5 milioane. Că poți să cumpăr cu 5 milioane merele frumoase. Adică să oferă informația corectă, prețul poate să-l ceară pe care vrea, se poate vinde orice, dar nu prin excrocherie. Hai să revin la expoziție. Da. Foarte, foarte pe scurt, mai avem 5 minute. Am zis că unde se ține, da? Hai să continuăm despre expoziția carină, da. Unde se pot înscrie, până când, care e ultima zi de înscriere, cât costă o taxă de participare? Care este membra Asociației Chinologice Române. Prin Asociația Chinologică Internațională, FCI, suntem
singuri acreditați să organizăm expoziții de frumusețe și naționale și internaționale. Noi organizăm în fiecare an, de obicei la sfârșitul anului, adică la sfârșitul atât al anului cât și al calendarului convențional, aceste expoziții. Am reușit să le organizăm indoor, adică înăuntru, în sală, închise. Repetă, data, când, până când se scriu. Expoziția acestor, în acest an va fi pe 31 octombrie și 1 noiembrie. Este o singură o singură manifestare canină cu două expoziții canine, în care vor fi două expoziții internaționale. Toate informațiile despre aceste expoziții se pot obține pe site-ul oficial al Asociației Kinologice Oltenia, acholtenia.ro, acholtenia.ro. Avem și o pagină de Facebook, Asociația Kinologică Oltenia se numește. Toate informațiile sunt acolo. Accesul publicului este liber. De la ce oră? Începând de la ora 10. Expozițiile în ambele zile durează de la ora 10 dimineață până aproximativ la ora 16. Până nu se știe, da. Vreau să menționez, chiar este foarte interesant. După prima expoziție internațională, Clubul Național Alease Rottweiler a obținut aprobarea ca să organizeze o expoziție de club. Deci pot să spun că sunt trei expoziții la Craiova, două care sunt multirasă internaționale, adică toate rasele canine, exact. Expoziții internaționale, și este și o expoziție specializată pentru o singură rasă, expoziție de club de Rottweiler, care va fi în după amiaza zilei de sâmbătă, pe 31, după expoziția CACIB. Deci o să aveți un festival kinologic, un dog fest, pot să-l numesc așa, frumos, la Craiova, pe 31 octombrie și 1 noiembrie. Chiar dacă afară o să fie, poate va să va ploua, nu poate contează va fi vremea, nu contează, înăuntru sunt cel puțin 20 de grade, este foarte frumos, este luminat. Au fost mulți anul trecut? Adică oamenii lumea se așteaptă la 10 sau la sute de câini? Să în mare. General, expozițiile la Craiova revin, numărul participanților a crescut, pentru că contează, revin locația. Corect. Cam și grupul de adicții. Din 100 de câini, 50 de câini. În jur de 500 de câini în fiecare zi, adică 1000 de câini. E un regal canin în toate rasele. 1000 de câini, aproximativ 60 de rase canine, puteți vedea. Puteți vedea și obține informații de la crescători despre arbitri, rasele pe care le iubiți. Corect. Aveți informații specifice și detaliate despre rasele canine. O să se facă și o publicitate în Craiova, se vor pune afișe peste tot, o să încercăm să în mass media, păi, publicitatea a început aici. Prin emisiunea dumneavoastră, noi deja am început acest care este ultima zi de înscriere. Aici sunt și eu direct interesat, așa că știi zi când vă scriu. Ultima zi de înscriere, ca de obicei, am mers cât mai aproape, peste 20 octombrie. Revin, trebuie să încheiem undeva înscrierile cu cel puțin 10 zile înainte, pentru că trebuie redactat acest catalog. Zim 15 ca să țină lumea minte. Da, este foarte important ca oamenii să rețină acholtenia.ro sau Asociația Kinologică Oltenia pe Facebook. Este important ca oamenii să știe că totul va fi la căldură, va fi înăuntru, totul este frumos. Nu uitați, 31 și 1 noiembrie, 31 mare octombrie, expoziție canină. Expoziții canine, așadar, un weekend cu mic, cu mare, sunteți bineveniți acolo, indiferent ce stat veți avea. Concurenți, spectatori, media, kinologi sau viitori kinologi. Aline, eu îți mulțumesc. Stimați telespectatori, eu îi mulțumesc arbitrul internațional, arbitru Alin Dumitrescu. Noi vom vedea puțină publicitate, după care am să vă invit să vedeți un material despre ceea ce înseamnă expozițiile canine în sală. Așadar, îi mulțumesc invitatului meu. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, vă urez să aveți un weekend excelent și am să vă rog să vedeți un material extrem de interesant după publicitate. Așadar, să rămână, la revedere!
Salutare, sunt Anda Simion și vă aștept în fiecare sâmbătă seara, începând cu ora 20, la o ceașcă de Thai Fast.